Salutare, băi, oameni buni! Eu sunt Bogdan. Astăzi am venit aici la pescuit, la Ghidicel Pădure pe Vale, în sat la bunicii mei. Da, sunt pești. Aici că e apă de izvor. Și izvorul ăsta și valea asta se varsă în Mureș. Și din aia zic că am venit aici la pescuit. Sunt pești destul de mari. Sunt mai multe bolboane, ca să zic așa. Nu așa le zicem aici bolboane, dar alții le zic bălți. E o apă curgătoare cu mai multe bolboane din asta, ca să zic așa. Adică locuri unde este mai jos și unde stau pești. Și ca să înțelegeți chestia de unde vin peștii ăștia, vin de pe mure și în sus, pentru că aici curge apa asta dulce, știți? Și de-aia. De-aia îs pești și de-aia îi prindem. Uitați. Am aici mai mulți. Așa. Zic că am aici mai mulți. Vedeți? De-abia ce m-am apucat de 10 minute și deja îi prind unul după altul. Cam așa arată. Să le schimb apa ca să mai trăiască un pic, cam până îi omor, ca pe după aia trebuie să schimb nicio apă. Da, bă, fraților. Am o unghiță de-a lung. Te vede? Pe aici pescuiesc eu bine, valea asta e foarte lungă. O să mă duc în mai multe locuri la pescuit. Valea asta continuă de aici, de la Ghidicel Pădure până în Ghidicel Sat și din Ghidicel Sat în Ideci și din Ideci până în Mureș. Bine, nu o să mă duc pe toată valea ca să prind pești, de aici, în zona unde e casa bunicilor mei, chiar aici. De aici până Pașa de Arata și înapoi până aici o să tot pescuiesc. De obicei prin 30 de pești, 50, 40. Rar când am mai prins câte 60 încolo. Ce o să fac cu ei? O să-i tai, o să-i curăț, o să-i mănânc. Asta e scopul. Asta e scopul la ceea ce fac. E frumos aici, a? Ce ziceți? Dacă vreți să pescuiți pești din astea, o apă curgătoare dintr-un izvor care izvorăște non-stop, de când mă știu izvorăște valea asta, și întotdeauna că am mâncat pești foarte gustos și foarte bun. Nu trebuie să plătiți nici o taxă, nimic, doar veniți pe vale și pescuiți. Fraților, cam atât a fost și clipul de azi, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Și eu am fost Bogdan și v-am salutat, pa!